Da. Întrebarea asta. Adică dacă astăzi ar mai fi posibil în acești, după 20 de ani, să mai avem asemenea oameni la vârf și dacă au fost perioada Iliescu-Constantinescu. De fapt a fost... Iliescu spune că au fost în primul mandat, clar. Am și dovedit-o cu Grigore Cartean în multe emisiuni. A fost ceva foarte interesant aici. În primul rând, chestia... Când România a scăpat de aceste rețele de spionaj sovietic în 63-64, ei n-au scos pe oameni de la țară, ci ei n-au ucis pe oameni. Ei au convins pe ei că ei trebuie să lucreze pentru statul lor. Și chestia aici a fost, tot timpul o țară mare au o posibilitate să trage o linie cer și să spun că asta e alb, asta e negru și dacă ești pe negru poate să fii scos din joc pentru toată viața. Dar țările mai mici n-au resursele să irosică asta. Și chiar trebuie să aibă niște variante. De exemplu, Carp și Marghiloman în perioada primului război. Marghiloman și Carp, da. Da, să aibă o legătură și cu germanii, dacă ei câștig. Trebuie să aibă o piesă. Noi am împușcat, i-am păstrat, că nu se știe cum se schimbă istoria și poate într-o zi vor fi folositori pentru țară. Exact. Și problema a fost că asta a mers frumos, traducit chiar, când România a mers pe o pantă în care viața a devenit mai bun. A fost legătură cu Occident, viața, economia a fost mai bun, dar când lucrurile s-au întors după aceste decizii să plătesc datoria națională, atunci aceiași oameni care au avut o altă posibilitate înainte a fost abordat de aceiași interesele și sovietici și alții să lucreze pentru ei din cauza acest om. Acum el nu conduce țara spre un interes care a fost recunoscut de toți. Da, Ceaușescu o luase razna. Da. Atunci s-au activat oamenii care aveau relații cu Moscova. Băi, ia să vedem cum îl dăm jos pe Neanicu. Dar aveau și interese economice ca să-și cheltuie banii, pentru că sub Neanicu nu puteau să-și cheltuie averile, să se afișeze cu bani, bijuterii, mașini și case. Dar întrebarea lui Victor era așa, astăzi un șef de stat român, să nu zicem Băsescu, poate ne gândim și peste 5 ani, că nu mai e Băsescu, poate să fie înconjurat de asemenea oameni fără ca el să știe? Ceaușescu n-a știut. No, situația e mult mai dificil și pentru Statele Unite acum. Noi avem o mare problemă, chiar dacă un stat mare, din cauza noi suntem un stat de imigranți. Și problema de loialitate divizat a devenit, imediat după 89, a devenit o mare, chiar a fost o problemă înainte. Dar acum este cam 25% de cazuri în care americanii fac spionaj pentru alții, a fost din cauza ei avut o loialitate și la o țară mamă. Și aici problema este că din cauza nu este o război ideologic acum și există foarte multe interesele și pe plan economic, e foarte ușor să fii înconjurat de oameni care reprezintă alte interesele. Și asta este ceva care... Deci un pericol care îl pândește și pe Obama. Da. Și chestia cu România tot timpul a fost că în perioada comunism, sovietici și Pactul Varsovia au vrut foarte tare să taie comunicare și acces la Occident. Și din cauza aceasta a fost foarte puțin legăturile, foarte puțin canale de informații care poate fi controlat foarte ușor. Dacă ai multiple canale, de exemplu, dacă toți parlamentari au legătură cu toți congresmen, dacă ceva ciudat va întâmpla, alții, un alt congresman sau parlamentar poate să facă legătură cu prietenul lui să controlează. Dar dacă este o singură linie foarte ușor. Soluția pe care o are România ca o țară mică, integrare, este să aibă cât mai multe relații cu toată lumea. Exact. Cât mai multe. Cu toate canalele să fie deschise. Exact. Cu asta ai o posibilitate să trec de la un obiect în politică, în relațiile internaționale, până la un subiect. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Vă recomand această carte, mai ales celor care au timp și aplecare. Nu se citește ca un roman, se citește filă cu filă. Îi rog pe cei care citesc și au de comentat împotriva acestei cărți sau împotriva anumitor afirmații din această carte să ne contacteze. Polemica va fi importantă. O găsiți, e scoasă de editura Rao Class. Da. Rao. Deci, cât costă? E gratis, dom'le. Cât costă? 65 de ron, mi se pare. Ah, deci e 65 de ron. Da? Nu e. Nu e. E
cam 10% din pensie. Dacă vreți să vă tăiați 10% din pensie, merită. Da. Da, plus că nu uitați, e bine să ai supernă noaptea, da? Vine dușmanul, da? Mai ales că spune, ferește-mă, Doamne, de prieteni. Deci, atenție, prietenii sunt... Bun, imaginea asta, nu știu dacă a spus-o întâmplător, dar am realizat că presa românească a lucrat timp de 50 de ani și apoi și după Revoluție într-o clădire de acest tip. Reflexie este presa românească. A, corect, uite, bravo, asta n-am văzut-o. Deci e reflexie. Iată că am gândit la fel fără să eu nu m-am prins, că aici în oglindă e presa românească. Deci Larry Watts spune o mare adevăr. Presa românească, din păcate, funcționează într-o clădire și sub o construcție de tip stalinist. De-aia nu ne mirăm că se întâmplă atâtea grozăvii și încă ni se spală creierul cu tot felul de tâmpenii. Un popor ca ăsta, care n-au reușit în zeci de ani să-l termine, să uite limba, să nu știu ce, cred că acum se încearcă o spălare de creier. Chiar și aia cu subtitluri, cu știți cum s-a vorbit, chiar și aia e puțin ciudată. Că românii vorbesc atât de bine limbi străine, învățate la televizor. Mulțumim mult de tot! Cu putere! Îl mai așteptăm! Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva clipe pentru finalul emisiunii. Hai să ne spălăm pe creier!